Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E petrecere mare și în Republica Fantastică România. La vârf e petrecere. Vorbim din nou despre sinecuri. La nivel înalt de data asta, adjuncți de ministri, adică secretari de stat, din ce în ce mai mulți, pentru că de ce nu? Adică, dacă e loc să intre mai multe căpușe pe metru de guvernare, de ce nu s-ar ocupa locurile? Cum să rămână loc liber la căpușat? Din 2010 și până azi, numărul secretarilor de stat din Guvernul României a crescut de 4 ori. Erau 50, acum sunt 200. Deci la ei nu e dublu sau nimic. S-a depășit de mult faza asta. Ne dezvoltăm, tati, vrei să rămânem blocați? Băi, 200. Fiecare secretar de stat e plătit, evident, cu 1000 de euro lunar, are propriul său cabinet cu consilier, secretare, șofer, mașină de serviciu, cheltuieli de contate, locuință de protocol și așa mai departe, că este demnitar, e boier. Boss. Și evident că pe lângă toată ciurda asta de sute de secretari de stat, mai există și subsecretari de stat. Secretari generali și secretari generale adjuncți. Toți cu aparatul lor de lucru și cheltuieli și beneficii extrasalariale aferente. Este regimente întregi de căpușe. Vă recomand o anchetă excepțională, muncită și foarte bine documentată, apărută pe site-ul Europa Liberă pe tema asta, sub semnătura unei jurnaliste vechi și foarte serioase, Oana Despa. Și interesant și cum a crescut acest număr de la 50 la 200 de sub de secretari de stat, că poate vă amintiți de teribila criză din 2009-2010, când România aproape că a intrat în faliment și în efortul disperat de a fi echilibrate finanțele, guvernul Boc a luat o mulțime de măsuri nepopulare, printre care faimoasa tăierea salariilor bugetarilor cu 25%, creșterea TVA și sigur au mai fost și altele, alte măsuri, de exemplu, au vizat reducerea posturilor din administrația centrală. Și uite așa, numărul secretarilor de stat a fost redus atunci de la 100 la 50. Și asta a fost o măsură rațională, absolut necesară, evident, de respect față de contribuabil, de responsabilitate în cheltuirea banului public, dar n-a ținut prea mult. Cum ar fi putut să țină? Imediat ce criza a fost izolată și situația s-a stabilizat cât de cât, politicienii de la putere au început să umfle din nou schema. Back in business. În 2016, numărul a crescut la 70 de secretari de stat, plus încă 25 de șefi de diverse instituții publice, tot cu rang de secretar de stat. Până în 2018, numărul a crescut la 135. Acum sunt 200 și umflătura asta mi se pare că e în continuă dezvoltare, mi se pare că crește în continuare. Cât câștigă o persoană pusă într-o asemenea funcție? Aici trebuie spus că majoritatea acestor persoane mai primește diverse sinecuri prin consiliile de administrație ale altor instituții, regii, companii ale statului, așa că cumulează câte 2, 3, 4 sau chiar mai multe surse de venit din funcții în care literalmente nu au nimic de făcut decât să exprime cât un vot din când în când, care oricum e stabilit de dinainte. Dar pentru că există consilii de administrație și pentru că în România e țara formelor fără fond, ei se duc acolo trimiși de partid, practic, și iau și ei un ban, ridică mâna și își văd de viață. Bun. De exemplu, domnul Jean Dănuț Cărbunaru, fost jurnalist, purtător de cuvânt al premierului Nicolae Ciucă, are rang de secretar de stat și când a fost pus în funcție, a ajuns și în Consiliul de Administrație de la Exim Bank. Încasează într-o lună 8.407 lei net ca secretar de stat, 5.000 de lei net indemnizație de la Exim Bank și se adaugă și celelalte avantaje ale funcției. Purtătorul de cuvânt. Un alt fost jurnalist intrat în... Purtătorul de cuvânt e secretar de stat? Da. Tare. Un alt fost jurnalist intrat în politică, domnul Cristian Vasilcoiu, a fost pus secretar de stat la Ministerul Muncii, cu susținerea Olguței Vasilescu. În 2021, scrie Europa Liberă, a adunat peste 130.000 de lei din 4 surse. Salariul de la Ministerul Muncii, indemnizații de la Consiliul Local Craiova, Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Informatică și Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Microtehnologie București. Domnul Vasilcoiu, la vremea lui, un jurnalist de teren foarte bun. Acum se pricepe la microtehnologie și la cercetare-dezvoltare în informatică. Pe bani. Alt caz. Pe lângă salariul de secretar de stat de aproximativ 19.000 de lei brut plus cheltuieli, Petrică Lucian Rusu, de la Secretariatul General al Guvernului, mai încasează 34.000 de lei de la Societatea Națională a Sării și 4.000 de lei de la Societatea Comercială Active, Conexe, ESA, nu știu ce. Deci înseamnă că miza din ce citești tu acolo e ce-ți dă, care-i bonusul. Că funcția, ok, deci asta de secretar.